Bă, citesc din ce în ce mai puternic. Ieși! Nu ies! Mă, tu ai citit scenariul ăsta sau? Da, mă, l-am citit, pe ce p***a ne certă, măi, la mișto, l-am citit, n-am mai jucat niciun film. Păi, ce și el ăsta ce vrea? Bă, aia. Mă, dar nu ți-am trimis scenariul și ai zis că e ok? Azi ce s-a spus? Ok până la atâtea, hai, mă, p***a, drăgea, să nu trag. Să dau un interviu aici. Haide, mă, să-ți arăt ce frumos am dezbachetat. Cu siguranță și eu și voi iubim să ne uităm la filme, însă cred că foarte puțini dintre voi știu cu adevărat ce presupune să faci un film. Și asta vreau să vă arăt eu în această serie de behind the scenes de la filmul Bass House The Movie pe care îl produc. E de lucru. Da. Ce facem noi aici, practic, sunt niște jocuri de actorie, ca să fim mai pregătiți atunci când mergem să filmăm, ca să ne dezvoltăm chimia pe set și atunci când dăm rec pe platou să meargă lucrurile mult mai bine. Și ca să nu se creeze haos, toate repetițiile astea le-am făcut într-o zi cu un grup și în cealaltă zi cu celălalt grup de personaje din film. Jocul ăsta este să ai grijă de partener, să-l protejezi, pentru că voi sunteți aici într-un schimb. Că ne jucăm noi, că ne dăm capul de masă sau capul de perete, asta e o joacă. Dârli. Da. Dârli? Da. Era Dârli. Da. Da, mai spune, te rog. D-U-M-I-T-R-A-X-M-B. Pe Revolut, da? Un milion. Un milion. Editore, da? Ieși! Nu ies! Ieși! Să dai un pic mai interesant. Era, okay. Unu... Fii doar atent la el. Nu mai seama vecinul care urca. Cine p***a ai dat pe ăsta afară, mă, de la chiriașul? Dai, păi, te-ai dat un p***a de trei. Nu vreau să ieși, mă. Intrătarea de la Budeasa și cu ea era tine acolo. În pauzele dintre lecțiile de actorie, dragii noștri actori au adus în discuție subiectul controversat și anume finala Bass House. Bă, da, frate, deci cum o zice toată lumea, că m-am enervat rău de tot, mă, cum o zice toată lumea. Deci cred că a zis și el în clipul ăla lui de 70.000 de ori. Da, deci uite, dacă votați așa, David nu era în finală. Da, deci dacă votați așa, David nu era în finală. Da, bă, ok, nu mă voiați în finală, care este, mă, dar mă înțeles. Ideea este că era clar că Drăcea vota David. Asta este și ideea, nu m-am așteptat o secundă. Era așa cu Costi, cum adică? Dar eu m-am așteptat să voteze pe Scarlett, știi? Nu! Că na, Antanta! A, și asta nu e tot. La un moment dat, Iorga s-a enervat random și efectiv a vrut să iasă din film. Dar gen, femeia era pe bune 100%. Gen, nu mai voia să joace în film de nicio culoare. Am făcut în el de film. Nu, ideea era că era un pic... Să că dacă din 5 replici îmi spateți 3, nu mai rămâne nimic asta ta. Observați. Ce personalitate am? Ce trăsătură de caracter mai aveam? Să-i caut ăsta în telefon, că atâta știu. Hai, uitam la fire aici. Centrul universului meu în filmul ăsta e eu. Să înțeleg și nu mă deranjează acest aspect. Tata am putut să mă cer cu ăla, să trăiesc cu David, că inițial așa trebuia să... Bine, mai contează. Boring. Da, păi mă duc cu Costi să sugem... Tot ce ai povestit e schis de Shelley. Stai că vine și poți să-l confrunți. Ce spuneai Iorga tu? Că... Care era problema? Păi fii atent, am fost organizat de câteva ori, după care ai petrecut 12 ore cu ăsta, da, și se poate înțelege de ce-i suși filmului. Da, eu te-am întrebat ceva, dacă tu mă știi pe mine sau altcineva de gagicalul ăsta sau... Nu, am, păi, ce atunci? Dar n-am văzut noi în film, facem păi, un film care o să fie da, ok. Aia e, mă jur, e ultima problemă. E o problemă mai mare, că caul ăla în telefon, mă duc să frec. Dar nu-i cauți voi în telefon. Bine, mă, mie nu-mi convine. Mă, dar nu ți-am trimis scenariul și ai zis că e ok? Azi ce s-a schimbat? Ok până la atâtea, mea. Singura dată când mi-ai dat o replică care are peste 5 cuvinte, când mi-a zis, știi ce mă, piatră, foarfecă, hârtie? Și aveam și-o într-adevăr pe 10 cuvinte în care spuneam, da, piatra bate foarfeca, foarfeca bate foaia. Ce e tot filmul, nu există replici de 7 paragrafe. Bă, ce și el ăsta ce vrea? Pe de o parte spui că nu-ți convin niște scene că ești iubit, eu zic pe aia așa, nu așa, după aia tu spui aia, deci mă faci surdomută. Tu ești tu nu, a zis că mă faci surdomută că mi-ai venit atunci, dacă tot se păi da, aia zic. Ce p***a mai vorbim și atunci, lasă că te costă mașina, nu? Păi aia zic, n-are, ce spui tu nu are o rezolvă, nu se poate. Ce efect mișto de fomă au băgat așa editorul pe clip, pe partea asta. Gen așa, știi că e totul ca să înțelegeți de ce e aici fum. E așa gen, e furie în cameră și fumul inspiră furia aia, știi? M-ar veni așa, e totul așa, înfumurat. Păi aia zic, n-are... Ce... Misterios gen. Ce spui tu nu are o rezolvare, nu se poate duce către o rezolvare logică. Ție nu-ți convine nici cum, nici cum. Mai la mișto? Vorbesc singur dacă mai la mișto, că nu mai vorbesc cu tine. Ce p***a spui, da, te-au la mișto? Vorbesc și cu camera. Ce rezolvă, cu cheia asta? Da. Mă, nimic ca
Bă, tu ai citit scenariul ăsta sau? Da, mă, l-am citit, bă, ce p***a ne certă, mă, e la mișto, l-am citit, n-am mai jucat niciun film. Și de acum eu ce vrei să zic? Dacă nimic, nu trebuie să-mi spui nimic, te-am pus în temă, n-am mai jucat niciun film. Hai, că-mi bag p***a discuții, că-mi faci el. Tu ești bofon nervos pe care nu poți discuți cu mine. Că nu, păi nu, nu poți, că n-are logică. Nu, nu pot, da, sunt inadaptată socială. Păi dacă, dacă am punctuat pe scenariu, păi tu m-ai chemat. Dacă am discutat punctual pe scenariu. Te pup viața mea, Cina. Cina, Jina, te pup. Nu e de film asta, am vrut să spun. De ce? Că te-a făcut cineva, te-a zis că ești personaj de susținere. Lasă-mă, nu mai vreau să mai vreau să tine. M-am stărat. Okay. Dacă vrei să-mi spui ceva, nu o spune. Dacă nu, nu. Păi, nu o să schimb personajul tău cu al lui Scarlett. Sau ok, nu atunci o să schimb eu. Schimbă-mă, să schimbi și putem discuta obiectiv și obiectiv și obiectiv. Nu mai continui discuția, că nu se poate discuta cu mine. Din punctul ăsta v-am zis ce-mi doresc, dacă nu se poate, foarte simplu, nu se poate și gata. Schimbăm niște reflexi, putem discuta normal. Nu, nu se poate. Dacă se poate schimba bine, dacă nu mai continui. Păi da, hai, lasă-mă pe mine să înțeleg ce vrea. Și eu m-am ambiționat, că acum oricum m-am ambiționat. Dacă voiam, oricum nu mai vreau de-a dracu acum. De ce orga? Nu exista cadrul ăsta, s-a băgat ca să... Care? Bă, nu vorbesc cu tine. Păi ce cadru? Dar nu vorbesc cu tine, dacă nu vorbesc cu tine. Nu mai vreau să mai joc, am explicat foarte clar, dacă vrei să o întoarci. Ok. Adică ce să mai discutăm? Vocea rațiunii. Cu bune cu rele ne-am înțeles și pe script și astăzi este prima zi de filmări pe bune. Suntem un pic în întârziere, dragi prieteni, este prima zi pe setul Bass House The Movie. Foarte, foarte mare desfășurare de forțe, dragi prieteni, față de show unde eram. Hai, o dată, hai, hai, acum fiecare detaliu este poza punct, uite așa. Domnul regizor cu domnul DP discută. Că am strâns atunci și Shelly, mă. Unul acting coach, fața actorie. Prima zi, Diana, ai emoții? Nu, azi noapte am avut emoții, în schimb. Două ore întârziere. Dar e bine, pentru prima zi mi se pare că se putea mult mai rău. Da, mie mi se pare lipsă de lumină, frații mei, în cadru. Când mă plimb în astea două locații, aici mi se pare că sunt un fucking beznă. Cum e Preda prima zi pe set? Astăzi actor, mâine editor. Păi mâine, cine știe? Iau și aia pe spate. Hello. Am venit să-ți dau un mic testimonial cu prima zi de filmare. O zi bine, fumez țigări, da. Beau un suc, aștept, am emoții un pic și n-am spălat nici mașina. Deci da, dar nu vreau să țin oamenii din treaba lor, vreau să mai arăt cum trebuie, dar n-am emoții, că e prima oară cum fac, nu? Crezi că ai întârziere mai mare de 2 ore decât sunt deja? Măcar eu n-am întârziat, ai 8 de azi și nu întârzie nici mă, capa vine acum. De ce ai chemat-o cu 2 ore mai devreme? Îmi place prezența ei și mi-e dragă și am vrut să fie aici cu noi. De unde era frică că întârzi? De fapt am întârziat noi. Bam, 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 bam. Ha. Wow. Prima zi de film, cum te simți? Mă simt foarte bine. Nu am absolut deloc emoții, pentru că am o singură replică astăzi. Știu. Sperăm că acel știu o să fie de Oscar. Cum ar fi să fie un știu de la cringe, gen. Joacă, mă, joacă și mă în cap, joacă și nă-bă-nă. O să fiu ce vrei tu. Na-na. Tata, ai văzut cum scrie acolo? Iorga și Mugapa stau în mașină, se aude cu bas o melodie cu mult swag. Mamă, mamă, ce tare! Sunt super, am mult de jucat astăzi, să zic, știu. Și eu când știu, chiar știu, măi. Vlad! Sunt foarte entuziasmat. Mi-a fost frică să vin pentru că poate mă loveau. Ia părul lui Vlad? Știu, măi. Vlad! Ia uite, bă, ce s-a tuns, vai, știi, cartuș? Sunt foarte entuziasmat. Mi-a fost frică să vin pentru că poate mă loveau o mașină pe drum, dar să vezi, nu mă lovi, ci sunt aici pentru voi. Pozitiv din prima zi? Da. Nu să mai plec, să nu cumva să pățesc ceva. Ce vă faceți fără mine? Că eu sunt foarte profesionist, eu și fosta mea soră, ce s-a arătat. Mă simt așa de pe ciudat. Așa filmau. Da. Mamă, de la Hollywood. Mă simt Leonardo DiCaprio. Nu mai pot. Unde e mașina roz? Mi-e vina voastră, voi a scris Iorga asta cum îngă capa într-un Mercedes negru și Piotr. Eu tăl. Ce ai zis, Edi, că se rezolvă unde? La Edit, shout out Preda. Hai să dăm textul. Da, mă, 7.000 și bate în palmă. Hai 5.000. Hai, chiși obraznic. Știu. Asigi la secvența singurului cântăreț din acest film. Ce ai zis? Deci tu cânti? Eu da, eu sunt singura artistă, dar eu am mai puține piese ca David. Dar pare că ritmul ăsta o să fie David la orice deschidere de hotel, de orice, la orice. Găsești tot ce vrei tu. Na, o să fiu ce vrei tu. Na, na. Repetă. O să fiu ce vrei tu. Na, na. Glumim, mă, David. Știu. O să bat clacheta. Și acțiune! Și acum am ajuns și la locația în care se petrece cam jumătate din film cu doi dintre actori, și anume Petre Ștefan și Berechet. Și în același timp am și brandul mare. Am improvizat un pic, nu vă place improvizația.
Hai repede. Cum a fost drumul? Lung. Deci gata. Nu, când văd pe perechet, mai la Nicușor mă gândesc. Nu e posibil să mă gândesc la altceva. De filmări? Da, tot aștept de 2 ore. Ești mai încântată de filmările astea sau de alea de la bază? De astea. Am gândesc cu script. Pe veselie, Petre, un pic mai pe Caterinca. Haide mai să-ți arăt ce frumos am despachetat. Să le vedem și pe ele când vin, sunt ei doi aici și vedem printre ei. Lasă așa. Vrei că-i dau în cameră, să spar camera. Da, e tare de tipa mea. Da, trepărilor, așa se poartă unghiile. Dar ia-te curățat. Curățat-te mai... Hai să-i facem o farsă, Mșilu. Merg eu cu berechii și spun, bă frate, gata, eu am înțeles că filmăm până la ora 9, mă ții până la 12:30, deja e bătaie de joc. Vezi de tot spatul și vorbești că până la urmă nu stai mâncați ăștia. Da, câini se rețea așa când vrei pe adresa. Ne dai șnițelul la mea, veri rău, mă. Celi, vezi cum o să fac eu numai milioane de vizualizări? Hai, eu. Toți. Bă, mea, frate, nu știu, mi-ai zis că la 9 terminăm. Acum mi-ai zis că e până la 12:30, n-am cum să stau așa. Poate și mai mult. Dar nu e până la 12:30, e mai mult, dar nu cred că te-ai până la 12:30. Păi ce faci? Ne trebuie port aici în spate. Păi da, frate, dacă îmi scrii, când îmi spui că stăm până la 9, gen, și stăm până la 12:30... Dar cine ți-a zis, mă, până la 9? Ziua de filmare durează 12 ore, voi n-ați fost la 9 dimineața aici. La 10. Bă, române, nu faci de-astea. La 10 am pornit. Faci de-astea la... Păi dacă râde, cine dreacule, serios, ești nebun. Pune că vă super merde. Nu mai stau, mă jur, nu mai stau că mi-e rău. Părinei mi-a dat șnițel de la mie, luat șnițel pe mine, mă, nu mai pot. Hai, să vedem. Hai, uite, așa nu zic niciodată. Hai. Ce-i glumă? Da. A, glumeți? A, vă iubesc. Tu. Da. Hai și ne mai batem o dată, ultima dată. Au! Și băi, mai turnat patizat, bă, turmetatule. Și mă dă astea în tine. Au! Nu mai da, mai da mâncat. Acțiune! A! Bă! Mamă, bă! Wow! Aoleu! Au! Ok, bun, tras. Ziua de s-a terminat. Ne vedem mâine. Mamă! Nicușor, cred că le ascultă pe repeat sunetele alea aici. Mamă, așa berechet, ce-mi place. La bucătărie. Ce? Eventual tragem prin plan. Ok, hai toată lumea, hai și tu, Erica, aici. Pe panou se vede și Robert Petre și pe berechet. Nu trebuie să știm asta. Mai mă aștept cu acești bine. Bun. Mulțumă, piși. Erica, dacă nici nu ziceai uitase. Nu știu uitase, n-am cum să te fort. Hai mă că te-ai acoperit acolo când ai stricat aia, vă s-a luat asupra lui. Nu, s-am împiedicat aia de ăsta, dar acum... Mie mi s-a vrut că cu ăștia s-am împiedicat să mor eu. De nu înțeleg cum te-ai împiedicat de ăla și a căzut aia. Spart-o, am făcut de sus. N-a luat-o, a zis direct. În loc să dai că a fost de la amândoi, a zis... Adevărata fața lui Costi Max. Liniște! L-am purtat în viața mea. Păi ce nu. Ce se numesc? Serios, filmează aici, Dragoș. Deci mă cunosc cu Franci de 5 ani de zile, se fac acum în vară. Asta este a 5-a producție la care lucrăm. Singurul om pe care îl cunoșteau din tot acest cast, ce credeți? Ia geaca, n-am ce să zic. Numărul 1. Da, s-a făcut presiuni. Dar pe geaca asta. Nu, ăsta este nu, doar de tine și de Drăcea. Care că Drăcea ce se îmbracă tare lui? Diana, top! Ia uite, ați îmbrăcat un numărul 1. Noi ne-am gândit că tu joci și ăia sunt cu sus de un chinez orb. 200 de băicuțe au lucrat la tine și ăștia. 10 ani. Deci pe cât posibil nu vă mișcați, nu tropăi, îi lăsați pe fiecare să aibă replica lui. Și în rest, doamne uite. 2, 1, acțiune! Stați un pic să vă dau nici să nu uitați așa. Da, eu sunt mort, de fapt, și eu sunt fantoma. Deci tot filmul, dacă fiți atenți, că mereu în cuțul ăsta o stau așa. Și eu strec pe lângă mine. Vigel, citește-o pe asta. Da, Wild, da. De seara. I said baby just buy riches cause you can smoke for free. Bă, mea că drop stone ești nesimțit, dar te mea de fraier. Dar ce are? El am pins pe tentația în pășenă. Nu mai zici. Să mor tu? Să mor tu? Dar it is cause you can smoke for free. Bă, mea că drop stone ești nesimțit. Dacă știam o chestie. Punch on... Cum ziceam o scenă? Stage. Un stage, bravo. Dar nu era, mă... Nu ăsta, nu ăsta. Cred că era clipul... ăsta. Mă, ce a dat-o coaie, ești prost. Oh,
morți și a luat pe ăla cu foie. Păi stai mă, eu nu mai știu cine dăduse gen de asta de care, ăsta de care e ce Iorga, ăla e gen sau? Păi nu cauți direct numele lui. Nu știu, nu înțeleg ce zice. Rockstone. Cum? Rockstone. Bravo, Chet, bravo, trăiți-ar familia ta.